Vă rugăm frumos un pic de atenție, să începem festivitatea de premiere. Ai terminat? Astăzi sărbătorim 5 ani de activitate a școlii de fotbal Adrian Șoblea și încheierea sezonului competițional 2014-2015. Cu această ocazie țin să le mulțumesc copiilor pentru implicarea la antrenamente și la meciuri, părinților și tuturor celor care într-un fel sau altul au fost alături de noi în această perioadă. Acum îl invit pe domnul Turcu, de ia cuvântul. Vreau să vorbesc în partea părinților. În primul rând vreau să mulțumim tuturor organizatorilor pentru sărbătoarea de astăzi. Auzi? Și înainte de a începe să acord niște diplome pe care am considerat că noi părinții ar trebui să le acordăm anumitor persoane, vreau să fac un apel către primăria Turda și către Consiliul Local ca dacă au ocazia să vadă acești copii care peste câțiva ani, la vârsta de 14 ani, să întrerupă activitatea, să facă toate eforturile pentru a face în Turda o echipă de juniori republicani. Pentru că este păcat ca atâția copii cu atâta pasiune să vină la fotbal, ca la vârsta de 14 ani să nu mai aibă unde să meargă la fotbal și să întrerupă această activitate. Vedeți cât de mulți copii sunt aici și mai sunt cei care s-au lăsat din păcate pentru că nu mai pot continua. Doresc încă o dată să fac apel primăriei și Consiliului Local. Priviți acești copii și nu contează numele clubului care e în Turda, ci faceți să fie continuitate pentru acești copii. Înainte de a face un pamflet, cum am încercat să fac în fiecare an pentru a mai descrețe frunțile, vreau să acord niște diplome care eu consider că ar trebui să le acordăm noi părinții tuturor celor care ne-au ajutat și care au făcut bine copiilor noștri. În primul rând vreau să acord domnului Șomlea Dumitru, adică șoferului care ne transportă copiii de fiecare dată în deplasări, care are grijă de copiii noștri și transportă în siguranță și să se întoarcă cu bine acasă. Îi transmiteți din partea noastră mulțumirile. De asemenea, vreau să acordăm o diplomă nouă părinte domnului administrator Pârvioan, care se ocupă de administrarea terenului, să ne mai servească pe... Ne mai servește pe noi tații cu câte o beare rece și trebuie să îi plătim recunoștință, să fie recunoscător pentru asta. Să nu uităm că domnul Pârv are și un ajutor pe care nu trebuie să-l uităm, care de fiecare dată îl ajută pe domnul, în persoana domnului Pârv Cristian. Să-i mulțumim pentru ajutorul dat administratorului. Că atunci când oprești vânt... De asemenea, vreau să acordăm o diplomă celui mai bun bodyguard, care... Atunci, la meciul 2006 de la Cluj cu Luceafăru, a fost singurul care a intervenit în scandalul Ivit atunci, care s-a petrecut, domnul Popa Daniel. De asemenea, am fost plăcut impresionat de atmosfera deosebită făcută de părinții de la grupa 2008-2009 pe ocazia trofeului Adrian Șomlea, cupea Adrian Șomlea, desfășurat anul acesta la Turda. O galerie extraordinară care așa ceva n-am mai văzut, deci pentru părinții de la 2008-2009, cea mai frumoasă galerie. Să vină să vedeți cineva cupea. Asta vă obligă la mai mult!
De asemenea, noi la grupa 2004-2005 am avut un debut în activitatea sportivă și nu putem să nu le contestăm acest efort și acest debut în persoana domnului Benke Jolt. Avem și un debut în antrenorat care, chiar dacă îi trebuia dată diploma anul trecut și care face sacrificii că nu se întâlnește cu gagicile și cu fetele și nu se poate căsători, pentru Coman Adrian. Mai avem o diplomă aici pentru cel mai răbdător dintre toți de aici, de la noi, de la stadion, care a trebuit să punem egal între el și Adi Coman. Mihăță Eugen, care de când cresc copiii se ocupă continuu de nu l-am uitat pe cel mai experimentat și cel mai, să zic așa, cel mai bun la toate, care a antrenat la 2004, secund la 2003, de flori, de martie, pupă femeile, are probleme cu soția acasă, că pupă prea multe femei, domnul Pintilie Viorel. Și am lăsat la urmă, spus, în mod special, o diplomă pe care vreau să acord persoane care, dacă nu ar fi această persoană, nu ne-am fi întâlnit astăzi aici, nu ar fi existat atâtea competiții și atâtea probleme care s-au rezolvat în timp. Dacă nu exista această persoană, nu avem pe cine critica, nu avem pe cine să aducem critici, nu avem cum să mulțumim, dar totuși zic să-i mulțumim așa la final pentru tot activitatea lui și pentru tot ce face pentru club, domnul Șomle Adrian. Și acum, ca să închei, că probabil toți ne grăbim să bem o bere sau să mâncăm, vedeți că și în vreme ne ajută, înseamnă că suntem un club iubit. Acum încerc să citesc acest pamflet, sper să mai râdem un pic. Deci vreau să spun de la început că acesta este un pamflet, orice asemănare cu fapte, persoane este pur întâmplătoare. Dragi copii, bunici, antrenori, conducători, invitați. S-a mai încheiat un an competițional. Bineînțeles că puteam mai mult, dar important este că suntem din nou împreună, sănătoși, bucuroși atât de copiii și pasionați. Faptul că la echipele de junior CD și E copiii s-au clasat pe locul 3 în grupa din care a făcut parte și au lipsit câteva cam al 3 ani consecutiv. O echipă în lupta pentru primele 4 județ, putem spune că este performantă și a fost un an bun. De asemenea, cei mai mici, la turneul la care au făcut cu față, cu brio și au luat primii, nu putem decât să felicităm pe copii și pe cei care au îndrumat, sprijinit și ajutat să se întoarcă fericiți de la competiții. Sigur că și noi părinții i-am însoțit, am făcut sacrificii, ne-am bucurat văzându-i fericiți pe suferit alături de copii când îi vedeam cu lații în loc că au pierdut. Important este că există continuitate, că vin copii, că cei mici au învățat primii pași în sport, și că toți cei care însoțim ne bucurăm alături de ei și încercăm să facem din această zi festivă de azi o nouă sărbătoare pe care să o facem cât mai plăcut. Nu putem trece însă pe momente care au avut loc în acest an competițional și așa cum se face la orice sfârșit de drum, să facem un bilanț. Anul 2014-2015 a fost unul dintre cele mai grei pentru club. A fost un an al schimbărilor, al pensiunilor, al prevăzutului și în final al împăcărilor. Prima problemă a avut-o chiar președintele clubului, Gicu Tătezan. După ce a auzit anul trecut colegii la Câmpia Turzii că și-a schimbat mașina cu număr de Cluj cu una cu număr de Turda, s-au supărat. Adică de ce mașina cu număr de Turda și de Câmpia Turzii? Cu ce este mai special, dar și ei nu? Și pentru a evita tensiunile, a revenit la mașina pe care a avut-o la începutul activității de fotbal cu copiii din Turda și Câmpia Turzii. Bineînțeles că golurile rele i-au dat depărtiat de ocazii și au spus că nu este motivul care a venit la mașina veche. Ziceau că vrea confunda mașina cu număr de Turda cu alta cu număr asemănător din stadionului.
și s-a speriat că nu se potriveau cheile și pentru a evita astfel de confuzii a revenit la prima mașină. Pentru cei care nu aveau copil la fotbal, când discutam cu cineva despre copil, ziceam că joacă fotbal. Iar de explicat era simplu. Joacă fotbal la Șomlea, pe Stărieș, întrebau cei care vedeau copii îmbrăcați în echipamentul cu Sportline scris vizibil. Cam toată lumea din oraș știa că joacă copiii la Șomlea, pe Stărieș sau în plan la Sticla. Cam așa erau văzute în oraș cluburile de fotbal pentru copii în iarnă, când s-a cumpărat echipament nou și s-a schimbat numele clubului, la întâlnirea cu cei care știau copiii la fotbal, era nedumerire. Cum, nu mai joacă copiii la Șomlea? S-a mutat la altă echipă? Întrebau cunoscuții. Dura ceva timp până când trebuia să le explici că de fapt s-a schimbat numele echipei, echipamentul, dar de fapt nu s-a schimbat nimic. Bineînțeles că discuțiile continuau pe seama numele, dar până ce au reușit să clasifice lucrurile a durat ceva timp. Se pare că însă că atingat de la clubul de Stăriș a strânit și invidie. Se tot întreba unii prin oraș ce fac ea de la Șobra de mergă acea copii la ei. Au încercat în diferite mijloace să se trezeze spioni, să primească informații despre ce se întâmplă aici, să fură din tactica de joc și de management, dar au eșuat toate metodele pe care au încercat să afle secretul atragerii de copii. Văzând că nu au soluții de aflarea secretului, au întâlnit o cârtiță, care a început să distrugă terenul, poate în acest fel să mai schimbe ceva. Într-adevăr, acasă nu e problema de a da bătaie de cap de nărâcârbul. A chemat specialist în prinderea cârtiței, a legat câinii pe teren, a cumpărat sustanții care sunt mari ani. Dacar unele nori se plac cu bota lângă mușuraie. Poate prinde cârtița. În prezent încă se caută soluții de prinderea cârtiței. Ba unde sabotau ducându-l cu cărurile de prinderea cârtiței fără să-l anunțe și tamai atunci apărea cârtița și iar o scăpa. Încă nu se știe dacă analistă cârtița sau murit. Se cercetează. Se pare însă că încă n-au reușit să o prindă și se preconizează aducerea unui specialist din America. Încercând să facă și lucruri frumoase, cu bună intenție, conducătorii clubului au primit contrariul. S-au gândit să ofere deja femeii, 8 martie, flori femeilor care lucrează la primărie și la compania de apă. Dacă știau câtă bătaie de cap le va aduce acest gest, renunțau de la început. L-au pus ofere florile pe Nea Vio Pintilie, care la un moment dat obosise cât a tot păpau la femei, încă la sfârșitul zilei era mai obosit ca după un meci antrenor contra părinți. Numai că lucrurile s-au complicat și mai tare când au sărit tații copiilor, că la anul să-i trimită pe ei sofle de flori, că ei nu ar pupa niște doamne de la primărie de la apă. Cea mai mare problemă s-a apărut la finalul campionatului juniorilor. Mai erau câteva etape și brusc, antrenorul și vicepreședintele de la 2003-2002 a anunțat că renunță la mai întâlna echipa. Toată lumea agitată, supărată, vorbeau pe la conturi care este motivul pentru care antrenorul renunță la echipa lui de suflet. Se postau pe Facebook fel și fel de mesaje de la îndemnul: nu vă lăsați copii, sunt alături de voi, la mesaje de apreciere în urma hotărârii luate. Lumea era în derivă, se întrebau pe ascuns mirați care a fost motivul ce a dus la luarea acestei decizii. Chiar dacă fostul antrenor mai privea cu coada ochiului să vadă ce fac copiii la antrenament. Ce o altă problemă cu care s-au întâlnit cei de la club este că nu au știut să cumpere tricouri corectoare pentru copii din banii primiți anul trecut de la primărie. Anul trecut, clubul a primit o sponsorizare de la primăria Turda, bancul care au cumpărat echipament copiilor care au jucat la campionatele de junior. Un lucru foarte frumos, motiv pentru care mulțumim cu această ocazie Consiliul Local și Primăriei Turda. După cum îi vedeți și azi, copiii sunt foarte frumoși îmbrăcați în acest echipament. Ba mai mult, la un turneu de la Brașov, toți trecătorii întorceau capul după copii, văzându-i prin oraș îmbrăcați pe toți la fel, cu numele clubului pe echipament și se bucurau văzând cu fel de frumoși. Numai că persoana care a achiziționat echipamentul nu l-a ales corespunzător. S-a gândit bine să ia galben. Jindele României este culoare galbenă, dar dacă lua portocaliu, altfel stătea treaba, nu? Portocaliul altfel dădea la ochi. Era culoarea cum trebuia, eram văzut cu ochi portocalii, nu galben. Ca aceste greșeli, contabilul clubului a uitat să depună situațiile financiare anul acesta pentru noi sponsorizare. Și așa că ne-am ales cu degetul mijlociu de la mână. Cel mai important lucru este că vin copiii cu drag la stadion, că și-au făcut prieteni, că noi părinții ne-am cunoscut între noi și am legat prietenii, că se face strus și ne bucurăm alături de copiii noștri. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la bucuria noastră și a copiii care au organizat această zi festivă. Succes copilul meu la un sportiv colar care începe de la toamnă. Bună ziua!
Am vrea și noi, părinții, de la 2008-2009, să facem niște premieri. Pentru domnul Eugen, o diplomă. Cel mai bun antrenor. O poză. Și aici o poză. O poză. Și pentru Adi. Adi Comană. O diplomă de la toate turneele la care am participat. Și nu în ultimul rând, Adi, pentru clubul sportiv. Acum urmează premierea pentru competiția părinților și începem cu lotul 4, grupa 2004-2005. Să vină să-și ia premiul. 2004-2005. Locul 3 și sunt rugați toți care au participat să vină să-și ia medaliile. Toți părinții, locul 3, părinții de la grupa 2006-2007. Sunt rugați toți să vină aici. Și se stă la poza de grup. Locul 2, părinții de la 2008-2009, sunt rugați din la medalii. Medalii de băieții! Câștigătoarea competiției și locul 1, părinții 2002-2003. Acum avem niște premii speciale pentru copii și părinți. Cel mai tânăr jucător, Baba Ioana Cătălin Luca. Acum avem un premiu tot pentru copii. Îi se acordă cârtița de aur și boxerul anului sunt Giu Iulian. Cârtița de
Acum, pentru cei mai periculoși părinți, vă rog să vină un reprezentant de la grupa 2002-2003. Cea mai grea grupă de părinți. Sau mă mică. Poți. Poetul anului este declarat domnul Turcu Marinel. Domnul Popa Daniel, managerul echipei A798. Bucătarul anului, domnul Mieșan Lazar. În 5-6 ani o să utilăm bucătăria, o să aibă cum plec. Doamna Turcu Nicoleta Maria, cea mai recalcitrantă mămică. Doamna Turcu, dacă nu se vine domnul Turcu. Și să vină și domnul Pintinel Viorel. Vă rog frumos. Pipa Păcii, din păcate, din Zanesta aici. N-am găsit pipă, dar un trabuc. Să umeze Pipa Păcii împreună să se împace. Cel mai bun toboșar, Radu Rareș. Cel mai bun cameraman, domnul Rațiu Mihai. Este în câmpul mult și acum. Doamnei Cenariu Elena, cea mai rapidă coborâre pe tobogan. A depășit și viteza luminii. Antrenorii. Aceasta a fost premiile pentru copii și părinți. Acum urmează o tombolă cu premii pentru copii. Care voi dați pe mână, da? Acum avem niște mici pentru grupa cea mică, o să tragem câte un număr la sorți, îi rog să vină să își ridice premiul. Care își aude numărul? Numărul 17. Numărul 5? 5. Numărul 5. Cătălin. Numărul 19. Numărul 1. Numărul 6. Numărul 10. Numărul 24. Numărul 11. Ai văzut? Numărul 4. Numărul
număr cu 30. Numărul 18? 18. Numărul 13? 13. 13. Numărul 16? Și ultima minge. Numărul 2. Acum avem 5 șarfe cu clubul Sticla Reșu Turda. O să participe toți la această extragere. Numărul 50. Numărul 14, la ce mici? 14! Numărul 9? Numărul 62? 62. Și acum ultima extragere, 10 pungi cu dulciuri pentru copii. Patruzeci și nouă. 69. 33. 63. 63. Șaizeci și șase. 81. 51. 1. Ultimul premiu. 76. 76. 76. Acum toți copiii o să primească o medalie de merit pentru anul care s-a încheiat
Și sunt rugat grupa cea mai mare să vină câte unul. Bă, ne bucam medalia, bă! Și acum cu 2004 să vină câte unul. Yeah.